Schumacher, atmosferă frumoasă, vreme perfectă pentru fotbal, suprafață de joc rezonabilă la Buzău. Sunt Robert Șișcă, ne pregătim pentru Gloria Buzău CS Mioveni. Așa arată lotul lui Andrei Prepeliță, echipă care a rămas în cantonament după ultimul rezultat înregistrat aici, 2-2 cu Corvinul Hunedoara, și aceasta este așezarea într-un 4-1-2-3. Așa am putea spune totuși că mai degrabă un sistem ofensiv într-un 4-3-3 pentru Gloria Buzău. Totul pe cartea atacului, este absolut normal. Spuneam, Gloria Buzău locul 4, 42 de puncte, CS Mioveni ultima în acest play-off cu 6 puncte, locul 6 cu 36 de puncte, dar fără victorie, 6 goluri primite, doar 2 marcate. O problemă aici pentru formația lui Schumacher. Și iată cum arată așezarea și pentru cei de la CS Mioveni, într-un 3-4-1-2. Buzăul așadar cu greab în poartă, linia de apărători a echipei gazdă, Sergiu Pârvulescu, Alexandru Dandea, Alin Dobrosavlevici și Denis. Signat, joacă bine, atenție, ce șut superb, minutul 5, ce șansă, Plănaru trimite năpraznic această minge pe lângă poarta lui Alexandru Greab. Mare, mare oportunitate pentru CS Mioveni să deblocheze tabela. Foarte bun balonul trimis de Plănaru, care nu trece departe față de poarta lui Greab. Execuție la prima bară. Nu sunt probleme pentru Gloria Buzău. Andrei Trașcu. Și va fi din nou corner. Un corner obținut de Daniel Toma. Daniel Toma schimbă flancul, de pe partea stângă merge pe partea dreaptă. Tot el va executa această lovitură de la colțul terenului. Iată, două cornere, unul după altul, pentru CS Mioveni, care a fost inexistent în compartimentul ofensiv în această primă repriză. Execuția deloc rea. Din linia a doua vine șutul, bară! Incredibil, ce ocazie! 44 este minutul. Andrei Trașcu putea face 1-0. Ridicol. Cea mai mare ocazie a acestei partide aparține Mioveniului, execuție magnifică. Andrei Trașcu. Faza arată bine, rusul Akhmatov, acțiune individuală, probleme. Aici, iată, ce ocazie de gol și este gol! 1-0! Marchează, în sfârșit, Gloria Buzău. 48 este minutul, dar cât de ridicolă poate fi apărarea Mioveniului, incredibil. S-au încăpățânat realmente elevii lui Schumacher să ofere acest cadou într-o zi de sărbătoare adversarilor. Uluitor, da, până și Prepeliță zâmbește, nu-i vine a crede. O fază la care, iată, ce se întâmplă în apărarea Mioveniului. Acțiunea a arătat bine, cu Akhmatov intrat în startul reprizei secunde, el pierde contactul cu acel balon, este o minge care ajunge la același Akhmatov, reluarea nu este convingătoare, dar ajută, ajută foarte bine. Chică roșă care împinge balonul în poartă, dar e absolut simpatic. Daniel Șerban era cu brațul pe sus, probabil că îi curgea sânge din nas, nu știu, glumind puțin, cerea, nu știu ce cerea acolo capitanul Mioveniului. 1-0 pentru Gloria Buzău, 49 este minutul, marchează capitanul Chică roșă. Poate din acest punct al jocului, două cartonașe galbene în teren văzute de Alin Dobrosavlevici și mai devreme Vlad Preșmerean. 1-0 pentru Gloria Buzău, recuperarea balonului de către Adrian Chicăroșă, șansă de 2-0 pentru formația lui Prepeliță. Chicăroșă caută să șuteze, protejează, lasă balonul pentru execuția în bară cu piciorul stâng al lui Cristian Dumitru. Cristian Dumitru putea face 2-0, minutul 62. Mai devreme s-a oprit din alergare după acel balon și a fost certat, însă Dumitru, iată, pe această fază la care Chicăroșă recuperează,
putea fi decisiv. Execuție din prima de apreciat, pendulează, balon care șterge stâlpul din stânga porții și este deviat. Șansă pentru Croitoru. Corner, primul al reprizei secunde. 63 este minutul, în crâng la Buzău. Gloria are 1-0, iar execuția